Da. Păi s-am folosit și întâmplarea. A fost o întâmplare, da. Într-adevăr. Că tocmai când m-ai întrebat ce le-aș spune studenților mei, exact. Iată niște studenți care cântă colinde acum. Și e și simplu și complicat în același timp, pentru că le-aș spune a fost o revoluție și o lovitură de stat. Dar nu le-aș spune a fost o lovitură de stat și o revoluție. Aș spune totuși revoluția mai întâi, oricâte catalizări, oricât stimul au existat pentru, pentru revoluție, a fost totuși o revoluție și imediat, în paralel cu ea sau aproape simultan, o lovitură de stat. Ca și o confiscare a ei. Evident, fel, evident, dar dacă ei la rând... Și o contrarevoluție, dacă de fapt, ei, da, exact, dacă ei la rând povești. Toți termenii pe care cercetătorii, pe care istoricii, da, politologii au aplicat, sunt vreo 30 de termeni, dacă nu mai mult, care toți insistă pe ideea de revoluție trucată, revoluție trădată, furată, confiscată. Deci sunt. Am găsit, nu știu câți termeni. Luca Pițu folosea termenul de loviluție. El a inventat. Da, loviluție. Am nevoie de un sfat. Uite, noi acum, eu cu Răzvan Butaru, colegul meu de la Dosar România TVR1, facem acest serial care se cheamă 1989 Decembrie Roșu și care are 15 ore și care cuprinde tot ce s-a întâmplat în toate orașele unde s-a întâmplat ceva. Ce ar trebui să le spunem noi celor tineri pe care vrem să... Care nu înțeleg acum neapărat și care, știu ce a fost. Și care iau revoluția ca pe ceva dat. Ar trebui alese câteva cazuri. Nu știu, nu mai mult de 5 cazuri prezentate de morți în revoluție și de ce. Fără neapărat cârlige emoționale. Au nevoie de informație, de un discurs non-patetic, de un discurs, dar care să aibă totuși un substrat etic. Însă nu într-o limbă de lemn. Trebuie evitată limba de lemn. Cam ăsta e sfatul meu. Victor Lungu, ce reprezintă volumul Împușcații că nu-s oameni? Istoria consemnată a războiului dintre adevărul pe care îl spuneam noi ca jurnaliști și Procuratura Militară Cluj ca procurori și minciunile pe care armata încerca să le spună în apărarea sa cu privire la ce s-a întâmplat în decembrie 1989, 21 decembrie la Cluj. Mai precis, de fapt, cu toate pregătirile, începând din 16-17 decembrie până în 21, când au culminat cu represiune în plină stradă, omorând 26 de clujeni, schilodind alți. 79. Cu arma în mână, în plină stradă. Ce sunt obiectele astea? Obiectele astea? Hai să-mi spui și... Da. A fost monumentul care a fost ridicat în cinstea eroilor căzuți aici, în Piața Libertății, în 21 decembrie 1989. Reprezintă oamenii care, chiar împușcați fiind, ei rămân în picioare. Este un simbol. E cel mai frumos din tot ce am văzut. Așa am în materie și noi atunci când de monumente închinate Revoluției Române. Am văzut române. Și eu că era foarte lăudat și în străinătate. Noi ne-am bucurat foarte mult că există acest monument în centrul Clujului, exact unde au căzut primii oameni împușcați. Locotenent major la UME la 12, Florești. Da, la 12-15. Florești. Dacă se mai întreabă lumea, așa acum, după 29 de ani, cine a tras în noi pe 22, aici e unica, s-a tras numai 21 în Cluj. Aici au murit 26 de ani, nu aici, la fabrica de bere. Cu totul, aici au murit 9. 9 au murit aici, 26 au murit în Cluj și 52 de răniți au fost în Cluj.
iar eu am participat în mijlocit la evenimentele de la fabrica de bere. Domnule colonel Corneliu Bânzaru, în armata română în decembrie 89 au fost 4 cazuri de ofițeri care au avut conștiință și înainte de a respecta un ordin și-au pus o întrebare și au pus-o și cu voce tare. Sunt 2 la Timișoara, 1 la Cluj și dumneavoastră aici la Târgu Mureș. În funcția de șeful transmisiunilor diviziei. De ce un procent atât de infim, atât de mic, atât de puchinos? O explicație eu aș avea că cu siguranță mai mulți au fost care au gândit ca mine și ca aia, dar teama de întâmplări de consecințe. De consecințe, învățarea, sau eram învățați să tăcem mai bine decât să vorbim, familii, multe fire, responsabilități. Responsabilități. Și eram îndobitociți destul de bine să nu crâcnim, cum se spune, împotriva partidului. Cine era inamicul până inamicul în 22 era poporul, decembrie? Punct. Identifica clar drept poporul, pentru că de-aia i s-a și pus acestui popor respectivele bariere ca să n-ajungă în centrul orașului, să n-ajungă la Comitetul Central, să n-ajungă acolo unde și-ar fi putut exprima nemulțumirile. Deci, la centrele puterii din fiecare oraș. La centrele puterii din fiecare oraș, centru. Oamenii știau exact unde să se ducă, iar ăștia știau exact unde să-i oprească. De-aia generalul Degeratu, după aceea, pe vremea Convenției de Democratice, mare șef de stat major al armatei române, cel care s-a dus și a fixat în teren aceste dispozitive în Cluj, a știut exact ce face. A știut exact împotriva cui le fixează în teren. S-a dus, a făcut recunoașteri la fabrica de bere, în centru, la Astoria. Menționez că eram angajat al Institutului de Fizică Atomică în Grigorescu la vremea respectivă și aveam bilet de voie. Și trebuia să mă duc repede înapoi. Ei, și când am ajuns exact aici, în zona asta, de sus, de la balcon, de acolo să și unde vede balconul, tribuna sus acolo, tribuna, da? dar cel, cealaltă, sus. Așa, cealaltă fereastră unde e balconul, da. De acolo se deschide fereastra, așa, și se aude un strigăt. Victorie! Victorie! În acel moment, pe stradă, erau trecători. Și eu am stat, lângă mine s-au mai adunat 6 persoane, în total eram 7 la început. Ne-am prezentat atunci. Nemes Călin, Radu Negru, Vasian Mircea, Lucian Matiș. Eu sunt Gheorghe Pastor. Unde lucrez? La institut. Mă zic eu, de la institut. Eu pot să aduc 15-20 de oameni de acolo, de ăștia de vârsta mea. S-au constituit atunci două detașamente atipice armei mele, artileria. S-au format două companii de infanterie cu acțiune și cu armamentul respectiv. Din 3 plutoane, primul detașament, care era sub comanda lui Carp Dando, capitanul de care dumneavoastră ați auzit, și al doilea, Mircea Mureșan, din 2 plutoane. Eu eram cu antul plutonului 2. De la Mircea Mureșan. De la Mircea Mureșan și eram ultimul în formație. La un moment dat, cam în dreptul Institutului Agronomic, astăzi Universitatea de Medicină Veterinară, ne-am oprit în coloană, s-a oprit toată coloana. Comandantul ne-a făcut, ne-a dat ordin să debarcăm și pe mine m-a lăsat cu 8 militari, uitați acolo, stația de troleu s-a menținut de atunci de 29 de ani. Hai să ajungem la ea. 8 militari, peste drum. Peste drum, acolo ajungem. Da. Cu misiunea, o aveam eu, de a opri forțele perturbatoare a ordinii publice, care coboară pe această stradă, mărginașă,
afectat de anumite mărginașe. Mărginașe, iar forțele perturbatoare, era clar, erau studențe din HD-ul. Dar doamne iartă-l pe Ceaușescu, le dăduse vacanță cu două zile înainte. Că profităm de faptul că Tökes e preot reformat, că e de naționalitate maghiară, și începem să scoatem o poveste întreagă de acolo, ok, folosiți-vă, spălați-vă pe cap cu Timișoara, v-ați făcut de cap din 17 până în 20. În 20 armata fraterniza pe stradă, sunt poze, intră în cazări. Păi, și atunci ce faci mai în Cluj în 21? Ce faci în București în 21? Ce cauți? În Sibiu. În Sibiu să tragi în oameni, în Târgu Mureș. Ce cauți? Trecea lumea pe lângă noi și unii se uitau cu scârbă, cu ură. Alții cu frică. Că eram înarmați. Mă rog. Păi, armata e cu noi, e un strigă de frică. Mult mai târziu. Ăla e un strigă de frică, nu da, numai de... Deci, ei când treceau spre casă, se uitau așa, am sesizat eu. Dar erau mulți dintre ei care ne priveau cu compasiune. Și dădeau seama că eram, efectiv, așa a și fost întreaga armată, între Ciocan și Nicovală. Era acel indicativ Radu cel Frumos, de care să tot face vorbire. Hai! Și în cadrul acestui indicativ, noi artileria, trebuia să ne pregătim în armarea soldatului, se face cu unitate de foc, adică 300 de cartușe de război. Ce poate să facă 120 de gloanțe de război, de cartușe de război de la pistol mitralier? Poți să facă o tragedie fără seamă, mai ales cum când omul este lipit unul de altul. Un glunte din ăsta trece prin 9 oameni dacă îți lipiți perfect. Vă dați seama, dacă o singură dată, că asta a fost toată chestia, nu că vreau să disculp armata ca instituție, sigur că da, că dacă se lăsau o singură dată armele la orizontală, la miile era de oameni, măcel. Care era măcel, curgea sângele pe aici până în gleznă. Doamne, fier bine că... Cât s-a tras cu totul? Câte? 110.000 am înțeles, dar nu atunci. Nu, în... Atunci nici nu știam, aveam senzația că se trage lângă noi. Vă dați seama că n-am mai avut de la cucerirea Budapestei lupte de stradă. Un fecior zice, la ce oră să ne întâlnim, Rogozan Ionică? Păi zic, bă, la ora 2. Zice, nu se poate la 2, că eu termin bacul și dau admitere și nu se poate mai târziu pe la 4. Și, deci cam așa era organizată revoluția, să ne înțelegem, nu s-ar putea mai târziu. Discret am anunțat 27 de colegi de-ai mei care să vină aici. Nu au venit decât 3. Dar eu m-am bucurat că au venit și cei 3. La ora 15 eram aici, ne-am readunat. Eram în jur de 30 până la 35 de persoane. Hai să zicem, de oameni care... Ce făceam noi aici? Că nu știam ce să facem, asta era. Dom'le, ați auzit că se împușcă și... Da, se trage, se împușcă oamenii la Timișoara. Și atunci să facem și noi ceva. Ce Dumnezeu să facem? Am trecut frumos pe trotoare. Vreau să spun că în acel moment trotoarele erau pline de oameni care se uitau la cei 30-35 de oameni care erau în zona asta. Am venit înapoi și am început să cântăm Deșteaptă-te române, dar nu-l știam. Comandantul diviziei, colonelul, uite, cam un lapsus acum, Cojocaru, a fost la județeană de partid. La conferință. La conferința cu Ceaușescu, teleconferința cu Ceaușescu, a venit disperat, ne-a adunat pe așa zis și ofițeri cu funcții de răspundere, eu fiind șeful transmisiunilor diviziei, în sala de ședință și ne-a spus precipitat că trebuie să scoatem armata în stradă, că iese Imatex-ul. Imatex-ul era o întreprindere din Târgu Mureș. Și chiar m-am ridicat și a spus, și ce dacă iese Imatex-ul? Dar ei nu sunt dușmanii noștri. Asta a fost replica mea și firească, socotesc. Și dai seama, a fost bomba zilei. M-au chemat, a zis că să vin în biroul alăturat ca să-mi explice, zic, și credeți că o să înțeleg mai bine în biroul alăturat? Au luat legătura cu Toplicianu, poate, socotesc eu, și a venit ordinul... Care era comandantul armatei care era comandantul a patra, de la Cluj. Și el a transmis, a
formulat o cerere, ca să zic așa, de către ministrul apărării să fiu trecut în rezervă cu gradul de soldat, destituit din funcție. Am fost dezarmat de pistol, care era armamentul individual al fiecăruia. Mă și mir că nu mi-au smuls gradele, dar mă rog. Și obligat să predați funcția? Și obligat să predați. L-am chemat pe un coleg de-al meu, Ruță. În armată, în perioada respectivă, mai ales când a apărut CADA, spuneau, ai tras, ești avansat. Și cazul cel mai strigător la cer, sunt două cazuri strigătoare la cer, unul în Cluj, unul în Târgu Mureș. Cel din Cluj, acel... Marian Hetea. Da, cel comandant de unitate, de... Pluton. Pluton, de fapt. Locotenent major era, care în loc să participe la dezmățul de la fabrica de bere cu arme împotriva, a zis și-a luat frumos trupa, s-a dus în curtea unui om și... asistat la tăierea porcului, adică creștinește, ca să spun așa. Ei, omul respectiv a fost dat afară din armată. Când s-a deschis focul la librăria universității, că l-a s-a deschis prima dată în Cluj-Napoca, aveam senzația că era 50-60 metri, 100. Nu aveai experiența să-ți dai seama de unde e rezonanța, de unde se aude. Acel cetățean care vă ziceam cu un constătean și-a dat seama când la urmă cine sunt, am fugit peste drum, la el și l-am întrebat ce s-a întâmplat, că se trăsese deja la librăria universității. Ce, bă, Ionele, pare, pe mine mă cheamă Hetea Ionel Marian, acasă mi-a zis Ionel, colegi în armată Marian. Ionele pare să că armata atrage în om. Și a început atunci să-mi zvâgnească obrazul, am crezut că rămân cu tic pe viață. Și atunci a fost momentul când am luat militarii și a zis, bă, e o misiune, o am acolo. Că deja afuia lumea, să uitau, v-am zis. Nu începuse să se tragă aici. Nu. Și m-am dus, că era porta înaltă de fier, aici am fost eu. E o sonerie. Sun? Sunați, dar nu cred că... sau de câine. No, și stăteam acolo. Familia respectivă, doamne iartă, că amândoi bătrânei erau atunci, teasără porcul. Și văzând că suntem liniștiți, s-au uitat de ce s-au uitat, nu mai trase cu urechea, auzeam că îi calmam pe soldați. Au venit cu farfurie de jumări, o franzelă și un cancio de apă. Și în momentul în care vorbeam acolo, apare nevastă sa. Și domnule, da. Domnule, îi mor peste mort în piața mea, Viteazul. Atunci am zis, am pus-o. Ne-am plăcut de tătăl. M-am gândit că e tragedie națională. Am zis că dacă desfacem gemul de minciuni de la Cluj, se va desface orice gem de minciuni peste tot. Asta e acolo sus. Creier. Și Bânzaru, care era șef de mare unitate, deci... pe care l-au degradat din locotenent colonel, l-a făcut soldat toplicianu în ziua aia, când a zis, domnule, dă, ăsta-i poporul, eu nu pot să trag în popor, da? Locotenent colonel Bânzaru, care era om care știa și făcea cuvinte încrucișate, publica în revista Rebus, deci un om inteligent, nu un moșteacă ca restul. A știut să identifice clar că ăsta-i așa zis un dușman și să spună că el n-are nicio competență ca armată să tragă împotriva propriului popor. Adică ce facem? 1907 din nou? Vi s-a făcut teamă un pic? Nu, tocmai asta vreau să spun. Nu mi s-a făcut teamă pentru că vedeam, mi se părea mie clar cum stau lucrurile, că bolovanul s-a pornit. Erau coaptă, era coaptă poveste. Nu o să mai poate, domnule, doar nu le-am spus. Ar fi durat ore, zile să fi întâmplat și tot. Și i-am spus lui Cojocar. Într-o pauză din asta. Zic, tovarășul colonel, nu dați ordin, veți fi un erou dacă nu dați ordin să iese armata. Nici n-a vrut să audă, bineînțeles, nu. Dar așa a fost ca un flash, știi? Noi am strigat jos Ceaușescu și jos Elena, că cu ea avea mai multă fiere în noi, mai multă fiere decât împotriva lui Ceaușescu. Jos Ceaușești!
Și am început deplasarea. Vreau să spun că în momentul când eu am ieșit din biserică, am văzut trei camioane din care au coborât militari. Și ultimul care a sărit din camion, efectiv, și-o armat arma lui, pistolul mitralieră. La care oamenii, bineînțeles că toți erau făcuseră armata și știau ce înseamnă asta. Măi, doar nu o să vă apucați să trageți în frații voștri, mă, în cine să trageți, Doamne ferește. Dar noi nu ne-am temut niciun moment de armată. Dar se întâmplă un incident. Din primărie este o doamnă și strigă la grupul ăsta de 30-35 de oameni. Mergeți, mă, acasă, huliganilor, bandiților. Dau telefon la miliție să vă ducă. Era într-o rochie albă cu niște floricele negre sau invers. Nu a ținut un logos. Mergeți acasă. Și ne-au amenințat. Ați mai văzut-o după aia? Da, e deținătoare de certificat de luptător cu merite deosebite, doamna respectivă. Și pe trecerea de pietoni se întâmplă să treacă un tovarăș milițian care avea un Porhart la el. Și ea zice, te rog să iei măsuri împotriva la huliganii ăștia. Și el se scuză spunând că, auzi, dragă, eu sunt de 3 zile, zice, la unitate, aici, în Porhart, am niște sandwich-uri, că astea cum să trag? În momentul ăla, că Lee Nemes își desface bluza și o ridică sus, trage aici, adică în pieptul lui. El a zice, lasă-mă, domne, să mă duc liniștit acasă. Faza cea mai prostă pentru ei era că ei aveau impresia că izvorăște legea din ei, că ei sunt cei care, pe măsură ce fac o mizerie, legea izvorește din ei și că ei pot să acționeze, după aia șterg ei urmele și fac. Deci n-au șters urmele, din contră și-au agravat situația. Curticianu nu le-a dat, oricât s-au milogit de el, starea de necesitate. Nu le-a dat starea de necesitate. Cluj, până în 22 decembrie. Da, nu le-a dat, până la ora 12. Deci ei au acționat ilegal, punct. Și l-am rugat pe om, domne, zmere radio, că aveau un radio ca, da. Dă voie, poți să reglezi pe Europa, dar cum să nu dă, ce tătă sara la sol? Nu. Da. Dă-i drumul să ascunde. Protestele și demonstrațiile împotriva regimului se extind în întreaga țară. Au fost semnalate demonstrații antiguvernamentale la Arad și, potrivit unor relatări neconfirmate, manifestații au avut loc de asemenea la Cluj, Craiova și Iași. Erau defazați, cam după aceea am constatat chestia asta. Ceea ce povesteau ei erau defazați cam cu o jumătate de oră față de evenimentele, cum să vreau, cam cu Europa Liberă. Deci adică avea Europa de cine... povestea despre Cluj? Despre Cluj, despre țară, despre tot. Așa am aflat că și în toate țările, în toate orașele din țară. Și seara târziu când am plecat de aici, m-am dus și raportat lui domn colonel Burtea. Uite, în toată țară, lasă-mă, dragul, e unii de ei, după toate poveștile. Păi nu puteam să-i spun. Nu puteam să-i spun, ia, asculta Europa Liberă acum. Mulțimea din mănășturi deja se întunecase. Au venit în liniște până aici, la aproximativ 3-400 de metri de fabrica de bere. Și la un moment dat, pe trotuarul ăla, peste drum, era parcat un utilaj din ăsta greu. La un moment dat, cineva a făcut o sticlă din asta molotov, a aruncat-o în el și a început toată lumea să urle. Doina, Gurnea, Ceaușescu jos. Ăla a fost momentul când mi-a dat seama că e o mulțime extraordinară, mi s-a părut. Deci au și fost. Și i-am luat soldați frumos cu spatele la zid, când am trecut, nu mai țin minte exact locul, am început să calpă tuburi de cartofi. Era pânză de... Și ajung undeva mai încolo, dacă vreți să mergem. Da. Era restul unității. La, vă dați seama, 100-150 de metri. Ajunge aici, în intersecție, unde aici era capitanul Carp Dandu, care conducea acel dispozitiv de militari. El avea deja pistolul scos din toc, îl ținea în poziție verticală și le explica militarilor ceva. Moment în care, noi discutând cu Călin, Călin se apropie de capitan și se lovesc umăr în umăr, absolut neintenționat. Absolut neintenționat. Cum ar fi așa, adică... Așa, Călin vorbea cu noi, venind de acolo. Și ăsta era Dandu. El era așa către el.
Și el vorbind cu noi și s-a apropiat aici. Și ăsta s-a întors, Dando. S-a Dando. Și a spus, du-te, mă. Exact, cu cealaltă mână îl împinge. A, cu asta, așa, așa și așa. Cu asta, și se întoarce. El în cădere se prinde să nu cadă. Ei, în momentul ăla se descarcă arma în propriul picior al capitanului Carp Dandu. Da. Și el în momentul ăla strigă foc. Și militarii, rândul din spate, că erau pe două rânduri, rândul din spate au început să tragă în sus și au descărcat armele în aer. Dar cei din față le-au descărcat parte din ei în asfalt și parte la picioare, cum era și ordinul, trageți la picioare. Asta acolo sus. Creier. Un politroc zice, da, tovarășul, da, tragem la picioare. Și am început iar să râd, oameni buni. La picioare ce înseamnă? În asfalt, care ricoșează în piept, în cap, în ochi, oriunde, și se moare. Deci nici unul din morții din Cluj, cu excepția două persoane care, la care s-a și identificat arma din care s-a tras, unul la Astoria, l-a împușcat Dicu, ăla la Cocan la fabrica de bere, frumos, cu pistoletul. Aia e singura împușcătură directă și se vede că e pistol. Nici măcar femeia aceea săracă care este omorâtă în față la librăria universității, peste drum de Astoria, nici măcar femeia respectivă nu e împușcată direct în cap. Da? Pentru că i-a zburat calota craniană, de i-au găsit creierii și două, trei zile mai târziu mai găseai câte o bucățică de creier. Și erau atârnați de și atârnați de, de ăsta și în șanț. Deci foarte, foarte urât. Nu mi-am dat seama că sunt împușcat, că am văzut și eu credeam și în momentul ăla că trag cu gloanțe oarbe, dacă trag către mine și eu nu pățesc nimic, neștiind că eu deja eram împușcat. Și când mă întorc în partea dreaptă, că ne țineam câte 4, câte 5 să traversăm strada, am văzut o fată căzută în genunchi și pe spate ulterior și ieșea de sub cap, avea o căciulă, așa, bucăți de alune și sânge, deci bucăți de creier, exact așa alunele erau. Era lovită cu un glonț așa în ăsta aici, între ochi, și calota craniană era praf, sigur. Atunci mi-am dat seama că ăștia, dom'le, trag cu glonțe adevărate și mi-era așa de frică. Asta acolo sus. Creier. De ce a trebuit să moară oameni totuși la Târgu Mureș? De ce au murit șase oameni? De prostie. Acolo, părerea mea, după atâta timp de dospire, este că a fost din prostie, din frică, din necunoaștere, și ăia și ofițerii și comandanții de taburi sau de tancuri erau și niște ființe umane, care unii dintre ei total neinstruiți. Nu s-au oprit, deci după ce au terminat un încărcător, au scos încărcătorul gol și l-au pus altul și au repetat focul. Pe strada asta au rezultat morți și răniți. Din grupul nostru, din grupul chiar care noi am fost la început, au murit 6. Așa. Restul victimelor sunt de pe trotuare, oameni care, hai să zicem că nu erau vinovați, că ei n-au strigat jos Ceaușescu și n-au cântat. Noi aveam vină. Noi aveam o vină. Noi am îndrăznit să cântăm și mai ales să strigăm jos Ceaușescu. Și ăștia 4-5 oameni veneau spre noi. Și m-am temut să nu plase vreun soldat din frică, de știu eu ce. Așa s-a produs și incident, într-adevăr. M-am luat și am ridicat mâinile așa și m-am dus spre ei. Și am înainte.
Mandatul fiind Valeriu Burtă. Da. Atunci am început să comunicăm iară cu... Armata e cu noi. Armata nu poate fi cu voi în această seară. Mâine se vor rezolva treburile. N-avem pâine, nici noi. Și asta au fost niște chestii care... N-avem pâine, n-avem căldură, nici noi. Ca să înțeleagă că nu... Da, acum au zis așa detașat, dar atunci... Și el mă trage o mână înăuntru un lacto vegetarian și mă întreabă ce s-a întâmplat, ce e acolo. În momentul ăla răspunsul meu a fost, domnule, eu am pușcat pe toți. Eu aveam impresia că eu sunt singurul supraviețuitor, că văzusem sânge, oamenii căzut jos, sângele mergând, aici era o gură de canal, sângele mergea la canal. Și eu în momentul ăla de sperietură zic, domnule, eu pușcat pe toți, adică eu care era jos, eu i-am considerat pe toți morți. Și oamenii au înaintat, au început să înainteze, s-a desprins un tip cu un ziar și trolele s-au oprit. Au împins oamenii troleul ăla și-au dat cu burduful pe undeva, cam pe unde vedeți dumneavoastră asta, portocalie, clădirea. S-a oprit cu burduful în trotuar. Și ăla, omul cu ziarul l-a oprins și ziar, cred că, urtie, să-l aprindă sau ce știu eu, să-l băga sub el. Și atunci, pe lângă mine, e undeva de la, cred că a fost 3-4 metri, era cocan acolo, tătea el. Și a ieșit cocan cu pistolul? Da, pe lângă mine. Pe lângă mine și în momentul ăla am zis către Burtea Toșu, vă rog să-mi permiteți, dar era lângă mine, Burtea. Să-mi retrag? Vă rog să-mi permiteți să părăsesc misiunea. Dar ce e de-a? I-am făcut așa un gest, i-am mâncat la cocan. Și atunci, ceea ce m-a făcut, eu pe colonelul Burtea îl consider vinovat că a fost comandant. Că oricare ar fi fost comandant, tot aveau responsabilitate. Și atunci l-am auzit atenționându-l pe cocan de trei ori. Cocane, cocane, cocane. Ar mai făcut-o să ucidă, domnul Hetea. Eu nu l-am văzut pe la mort acolo, deci e bine să știe inamicul că ai arma și să nu o folosești. De-aia nu sunt mai particip... Nu, domnule, fie să-mi particip la niciun fel de război, cu toate că sunt în mijlocul lui. Dar nu va mai fi să margă infanteristul cu ura la boschet, știți cum se făcea. Nu mai, gata. S-a terminat. Eu am fost împușcat de la 4 metri sau sub 4 metri. Glonțul a intrat și a ieșit și mi-a cauterizat, fiind de foarte aproape, era înroșit glonțul. Și mi-a cauterizat, noroc de la Dumnezeu, nu? Că n-am făcut o hemoragie. Da, că sunt alții care și-au murit cu zile aici, am pușcat tot în picior, dar în artera femurală și sau... n-au lăsat militarii să ia răniții. Sigur, au fost și ofițeri sau subofițeri de securitate infiltrați ca să afle ce se întâmplă. Nici ei nu știau că se va trage. Pentru că și dintre ei sunt împușcați. Foști milițieni sau foști securiști, așa. În noaptea aceea, în seara, nu știu la ce oră, a venit la mine în birou secretarul BOB Partid al Comandamentului și cu cei doi politruși de la armată. Să mă anunțe că a doua zi voi fi exclus din partid. Și râzând, i-am spus lui mă Tomiță, capitanul Tom al chema, trăiește și poate să confirme. Zic, mă Tomiță, nu trebuie să mă dați voi afară din partid. Eu mâine pun carnetul pe masă și cer să ies afară. Din toți prietenii mei și colegii mei, unul singur a venit în cele 24 de ore să intre în birou, să mă consoleze, să mă întrebe ce fac. Unul singur, care, lucru care m-a... Pielea e mai aproape decât... Cămașa mai aproape decât haina. Câtă frică era în... Da. Iar înmagazinată în sigur scoarța da cerebrală a da oamenilor. Tot ce am scris eu în materiale de presă, după ce am scris cărțile împreună cu regretatul Tim Liviu Domșa, care a fost comandantul Procuraturii Militare Cluj și care, deci fără munca acestui om și tenacitatea lui de a spune adevărul, acestui om l-au amenințat direct
că vin să-l... Deci când i-a arestat pe Burtea, pe Caba, pe... l-a arestat pe Gușă, așa să... să... Deci pe Gușă i-a zis, îmi pare rău, domnul tovarășul general. Șef de stat major, fost șef de stat da, major. Da, vă arestez da. Pentru că... Și eu i-a explicat de ce. Pentru Timișoara. Chiar acum mă întorc de la Timișoara. Toate unitățile sunt în cazarmă. Fac apel la rațiunea militarilor, care mă cunosc de mic, de copil. Toate trupele intră imediat în cazărmi, nu ascultă decât de ordinele armatei. Armata apără țara și poporul, nu altceva. Țara și poporul. În ianuarie 90, el n-avea nicio treabă cu securitatea și cu teroriștii ascunși. Nu știu ce știa exact cine, ce ordine a dat, cum au dat, ce au făcut. Se pregătea să-l aresteze pe Toplicianu deja. Ei, când i-o luat pe toți din jurul lui și se pregătea, ceruse deja avizul pentru arestarea lui Toplicianu, toți varză și flanduri. Și, frumos, cele două mari unități militare, sună Florești, sună unul Manea. Florești și Someșeni, sună acel Manea că ei vin și ocupă din nou Clujul, deci din nou. Din nou. Deci să țineți minte acest lucru, că au zis din nou. Deci îl ocupaseră și în decembrie 89, în 21 decembrie. Încă în 1989, comandantul, colonelul Liviu T. Domșa, era șeful procuraturii militare din Cluj. Pe baza dovezilor clare și incontestabile, morți, răniți, creier rămași aici, jos, pe Caldarâm, îi arestează pe 7 ofițeri. În frunte cu Toplicianu. Așa, în frunte cu Toplicianu. Și se primește următoarea amenințare. Tancurile sunt la intrarea în Cluj și cele din Florești și tunurile din Florești și tancurile din ăsta. Dacă nu eliberezi, colonele, dacă nu eliberezi pe ofițerii noștri, ocupăm Clujul. În câteva ore ocupăm Clujul. La care colonelul Liviu T. Domșa, Dumnezeu să-l ierte, pățește și el exact ca și Hetea. E dat afară în 90 sau în 91. E dat afară pentru excesul de zel, că pe baza dovezilor, a dosarelor încheiate incontestabil. Așa. Primește ordin de la București. A, păi domnule, zice, dacă sunt dovezi clare, dă-le drumul acum, că e balamuc în țară. Și luăm noi prin 90 dacă sunt dovezi. Singurul om care s-a luptat cu adevărat pentru adevăr a fost acest Tit Liviu Domșa. Și unul din oamenii lui foarte buni, dar atunci nu era omul lui și trebuia să stea sub acoperire, cum ar veni așa, după ce a ajuns procuror militar, Siserman se numește. Viorel Siserman, care jos pălăria și pentru domnia sa a muncit. De exemplu, la Astoria primește ordin de la comandantul de unitate de tancuri din Someșeni. Dicule, te duci și ocupi poziție pe podul de la Astoria. Dacă trece vreunul pe acolo, te bag în tribunalul militar. Iar Dicu se întoarce seara în unitate. Se face careu și colonelul Caba Florian face un careu și îl premiază cu 1000 de lei pe domnul Dicu. Bravo, Dicule, ai fost extraordinar, ai făcut ce ai făcut. Ei, asta s-a întâmplat atunci, în 21 decembrie. În 22, după ce armata o fraternizat, adică au intrat în unități sau dacă erau, se retrăseseră, au venit revoluționarii cu vinul, cu cârnații, prin centru, cu tricolorul, și jos Ceaușescu, ulululu, da. Și cântări de... Ole, ole, și așa, asta s-a întâmplat. E un militar, Marian Hetea îl cheamă, nu? Da, da. Care n-a vrut să tragă, care n-a respectat ordinul. Astea sunt acte care eu le consider acte de eroism. Iar la fabrica de bere, dispozitiv, condus de Cocan la vremea respectivă și de lent colonelul Burtea, așa. El l-a întrebat. El avea în subordine un dispozitiv și zice, băi, ocupă poziție și foc, de voie. Și zice, bă, dar cine să tracă? Doar ăia de acolo, din mănășturi, doar ăia, eu am neamuri acolo. Sunt frații mei, sunt vecinii mei, unde Dumnezeu să tragă? Cine să tragem? Aia sunt oameni. El n-o tras, drept care și-o băgat militarii într-o curte. Dar
modul în care s-au comportat militari atunci, acum, vă pot spune că au fost de trei feluri. Unii au fost puși în situație neprevăzută. Lipsa de discernământ sau situațiile create, cum a fost cazul din Mărăști, acolo rupt o sticlă și s-a dus spre soldat și soldatul l-a împușcat, Boboș. Alții s-au pierdut, patologii, s-au ocupat doctorii. Alții, în schimb, ce studiez el. De ăștia mă dezic eu. Și în speță, eu n-am văzut pe niciun ofițer trăgând decât pe Cocan, la Orențiu. Dar nu așa, că dacă ar fi peras dintr-o panică oarecare, domnule, era lângă el, venea cu furca să... cu un zâmbet împit pe buze. O să înceapă ProTV-ul că, cu exactitate de metronom, în data de 16 sau 17, să arunce tri pastiluțe de-astea televizate cu acu 30 de ani, acu 29, acu 27. Deci e așa, poți să-ți reglezi ceasul, cum vine Home Alone 1, 2, 3 și știi că e Crăciunul, așa o să vină și faza cu Revoluția și cu Lacrimea Mare și cu tot ce... Deci adevărul se știe de atâta vreme și de ani de zile acești indivizi care fac acele calupuri de știri spun aceeași mizerie și aceeași mizerie o repetă una într-una. Din păcate nu se cunosc vinovații. Ba bă, se cunosc. Se cunosc cu exactitate vinovații. Și adevărul. Sunt scriși, sunt ăsta, sunt acolo, există, unii au primit condamnări. Spuneți despre ei. Totuși discutăm de peste 1000 de morți. 4.000 de răniți. Da. Și toți aceștia în interval de o săptămână. Vietnamul n-a avut o asemenea comasare de victime într-o săptămână de război. De război? De război. Și noi vorbim de vorba aia, Revoluția Română în direct, care de fapt este un mare bluf cinematografic. Și noi, televiziunea română, ne lăudăm că am făcut această revoluție în direct. Ați făcut-o, E o crimă colectivă în direct. Da, dar absurd. Da. Voi ați fost folosiți în această treabă. Dați-mi o definiție chiar rebusistică a evenimentelor din decembrie 89 din România. Nu vă spun din câte litere, că nu mă pricep, dar... Eu fac rebus de mulți ani. De vreo 62 de ani fac rebus. Vânzoleală. Marea vânzoleală. Știu că am fost ori de câte ori. O fac cu nevastă să tacă, să duce, să nervează, nu să uite la seriale turcești când... Eu văd o emisiune cu Revoluția. Mi-a rămas în un marcat existențial, efectiv, acesta. Greu a fost atunci. Greu. Greu și mai ales în deciziile pe care le trebuia să le ia comandanții. Părerea mea sinceră e că cu mai multă chipzință la Cluj se putea evita vărsarea de sânge. Și mă cheamă comandantul să mă anunțe că el s-a hotărât să-mi redea funcția și a scos din fișetul lui pistolul să mi-l înmâneze și am refuzat și am spus, nu vă supărați, îl accept numai în fața adunării cadrelor cu scuzele de rigoare. Pe mine mă miră că sunt oameni care acum... După 20 de ani, după 25 de ani, deci până atunci, la 25 au început ei să spună că au fost organizatori, că au făcut, că au dres, că au adus mulțimi. Nu, așa ceva nu există. Aici a fost absolut o întâmplare. E povestea aia cu rol determinant, adică chemat masele, care au făcut baricade. Niciodată n-ar fi fost așa ceva dacă nu s-ar fi dat acea indemnizație rușinos de mare și... cui trebuie și mai ales cui nu trebuie. Vreau să spun că pe trei declarații care se susțineau, unul pe celălalt, așa, puteai obține un certificat. Deci noi făceam un grup de așa trei, de trei. Eu dau un rând de bere, nu, eu dau un rând de bere și îmi dați voi doi o declarație, dai tu un rând de bere
Și vă dăm noi doi. Noi ție. Doi îți dăm și așa a ajuns conducători de revoluții, cel puțin în Cluj. Singura disperare pe care, din datorită căreia rezist de 30 de ani în acest război al adevărului contra minciunii lor, sunt urmașii. Am văzut crescând copii care nu și-au văzut tatăl sau mama. Am văzut crescând, devenind oameni cu copii la rândul lor, 30 de ani. Da? Am văzut îmbătrânind soții și stând singure și părinți plângându-și copiii an după an, an după an.